Platforma de deșeuri semi-îngropată din cartierul Sucevean Obcini, unul dintre cele mai mari cartiere din orașul Reședință de Județ, a fost curățată astăzi timp de mai bine de o oră de doi angajați ai unei ecospălătorii mobile cu aburi, pe scurt vacuum, aparținând de operatorul de salubrizare. Un număr de 8 depozite de gunoi, 4 de deșeuri reciclabile și 4 pentru deșeuri menajere fracția umedă, au fost aburite în ghilimele și lustruite spre mirarea sutelor de localnici de la blocurile din zonă. E posibil să fie o strategie electorală administrativă a primarului candidat pentru al cincilea mandat Ion Lungu, dar atenția acordată îndelung de către angajații firmei de salubrizare platformei de gunoi, se poate datora și faptului că platforma este în imediată apropiere a Agenției de Protecție a Mediului din Suceava. Un trecător șugubăț care locuiește la blocurile din zonă se întreba, văzând minunea în ghilimele, oare la urmă dau și cu parfum buncărul de gunoi? Noi spunem așa, să le țină Dumnezeu năravul și să fie și în Suceava tomberoane curate, nu numai în anii electorali și în precampanie electorală.